Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, aici în studioul Capital TV, la fotoliul cu ghimpi. Invitatul nostru de astăzi este prefectul județului Hunedoara, domnul Călin Petru Marian. Bună ziua, domnule prefect, bun venit în studioul Capital TV, prima dumneavoastră emisiune cu mine în calitate de prefect. Și cred că prima emisiune cu mine. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. O luăm din prima așa cum trebuie și cu siguranță vom reuși să transmitem informațiile necesare telespectatorilor noastre. Hai să vedem. Fotoliul cu ghimpi nu e o emisiune comodă, dar este o emisiune în care se discută liber și cu cărțile pe față. Înainte de a fi prefectul județului Hunedoara, ați fost subprefect și înainte de asta ați fost directorul Direcției Județene pentru Agricultură a județului Hunedoara, dacă am zis bine. Am zis bine? Direcția pentru Agricultură Județeană. Pentru Agricultură Județeană, mă rog, acolo e cu... Este Direcția Agricolă, o știe toată lumea, da, de ani de zile și nu cred că este o greșeală de fond, ci este o greșeală, să zic așa, de formă. De formă. Bun. Dumneavoastră sunteți un tip, din câte știu eu, neconflictual, care atunci când a putut să ajute pe cineva și făcut lucrul ăsta, ați condus bine Direcția Agricolă, de acolo ați plecat ca și subprefect. Uite că vă sună telefonul, că doar sunteți reprezentantul guvernului în teritoriu. Este un obicei să ajungă subprefectul prefect? Nu este un obicei. Dar este bine pe următorul considerent. E cam bine să faci o ucenicie într-o instituție, că atunci dacă ajungi pe... Pe bun, ucenicia noastră n-a fost una lungă. Da, a fost 3 luni de zile, a fost, să zic, nu suficientă, că oricând ai ce învăța, dar eu contactul cu instituția prefectului o am de foarte mult timp, pentru că am ajuns în postura de director al unei instituții publice în anul 2005. Sunt 15 ani, unde am participat cam la toate colegiile prefecturale, la tot ceea ce însemnau comisii de fond funciar, la tot ceea ce s-au luat decizii, de exemplu, pe situații de urgență, pentru că eram membru în Comitetul Județean de Situații de Urgență atunci când am fost în diferite posturi ale instituțiilor care le-am coordonat. Bun. Ce vă recomandă pe dumneavoastră, în afară de voce și talent? Asta e întrebarea clasică pentru funcția de prefect. Cred că recomandarea trebuie să o facă alții și nu eu. Și cred că trebuie să o facă angajații și subalternii și colegii mei unde am lucrat de-a lungul timpului în administrația publică. Și aici pot să amintesc câteva instituții la care am adus aportul meu. Și vorbim de APIA Hunedoara, vorbim de AFIR Hunedoara, vorbim de Direcția Agricolă, instituții care au dus o plusvaloare, zic eu, prin acțiunile care le-am făcut, economie județului și bune desfășurări administrației publice județene. Domnule prefect, mandatul nostru a început într-o perioadă extrem de agitată, cu foarte multe probleme. Iată o explozie de cazuri de COVID-19, vin și alegerile parlamentare. Aveți foarte mult de lucru în perioada asta. Nu vreau să vorbim despre alegerile parlamentare, că mai e, nu foarte mult timp până atunci. Dar, așa cum spuneam, ați preluat acest mandat de prefect cu foarte multe probleme în județul Hunedoara în ceea ce privește aceste cazuri de COVID-19. De la o zi la alta se închid școli, se închid cafenele, restaurante, se iau tot felul de noi măsuri de restricție. Cum e? Da, este o situație destul de complicată și vreau să spun că eu asum pentru că am acceptat acest mandat. Acum v-o asumați, dar nu e vina noastră. Și nu este vina mea.
Bineînțeles, trebuie să gestionăm cât mai bine și cât mai prompt și cât mai eficient această situație, pentru că este vorba despre ce este mai de preț omului, și anume sănătatea. Așa. Și aici luăm de la copii și până la adulți și până la oameni în vârstă. Toată lumea știe și este subiect mondial la ora aceasta. Nu este doar în județul Hunedoara, doar în România și doar în Europa. Se întâmplă acest fenomen al SARS-CoV-2 și al COVID-19 pe plan mondial și toată lumea și toți experții și toate mințile luminate încearcă să pună capac peste acest fenomen. Bun, acum am observat cu stupoare, eu unul, că știți, se spunea înainte că dacă l-ai avut, ești imun, te imunizezi. Iată, Adi David l-a făcut a doua oară și de data asta cu simptome. Mă rog, ceva mai ușoară, îi dorim multă sănătate domnului David pe... Da, și eu îi doresc multă sănătate și, într-adevăr, lumea trebuie să gândească că poți să le iei și a doua oară și a treia oară. Chiar am discutat cu un prieten care îl cunoștea pe profesorul Musta de la Timișoara și dânsul zicea că a avut și a treia oară cazuri când s-au infectat. Se zice că între 2 și 5 luni doar persistă anticorpii la nivelul organismului. Nu sunt, vreau să precizez că nu sunt expert în medicină. Normal, și nu am pretenția asta. Vreau să mă erigez eu în, nu știu, un fel de doctor, dar până la urmă conducem județul Hunedoara și instituția prefectului coordonează Comitetul Județean de Situații de Urgență, care are un rol primordial în ceea ce privește combaterea acestui virus SARS-CoV-2, COVID-19, după cum îl știe toată lumea, și țin să vă precizez că vreau să acumulez tot ce înseamnă maxim de informație pe acest subiect ca să putem să luăm decizii cât mai ferme și cât mai aplicate în combaterea acestui virus. Vreau să vă întreb, domnule Călin, dacă la început, când a apărut, când eram în stare de urgență, era acea... Nu știu, mie lucrurile mi se păreau mai stricte atunci decât acum. Poate nu sunteți de acord cu mine, poate e doar o părere de-a mea. Și de ce spun lucrul ăsta? Dacă era depistată o persoană pozitivă, ancheta epidemiologică, izolare, chestii, tot felul de lucruri, acum parcă nu mai e așa, sau nu știu eu lucrul ăsta. Este foarte... Nu știu dacă se mai fac anchete epidemiologice, dacă... Se fac anchete. Probabil că DSP-ul în momentul ăsta este și un pic depășit de situație. Nu putem spune că este depășit, pentru că eu văd situațiile în timp real. Și ținem legătura în permanență 24 de ore cu Direcția de Sănătate Publică. La început am avut și stare de urgență. Clar, și erau niște reguli foarte stricte de mobilitate a oamenilor, de urmărire fermă a tuturor acțiunilor. Și acum să știți că sunt reguli foarte stricte și se monitorizează fiecare caz în parte. Diferența între atunci și acum este că acum sunt mult mai multe cazuri decât erau atunci. Păi există mobilitatea aceasta a oamenilor. Exact. Suntem la un nivel de răspândire comunitară, dar nu încetăm cu acele anchete epidemiologice. Sunt diferențe față de ce era atunci, pentru că orice caz din martie intra pe sistemul sanitar, ori era asimptomatic, ori nu era asimptomatic, erai tratat într-o unitate sanitară. Acum, anumite cazuri care sunt asimptomatice pot să opteze să rămână acasă și este recomandat să rămână acasă, pentru că sunt cazuri multe și sistemul sanitar nu poate să suporte, să zic așa, un număr foarte mare și moral, până la urmă, trebuie să ne gândim că, Doamne ferește, putem să avem oricare până la urmă. Și dacă suntem într-o situație mai puțin gravă sau, eu știu, asimptomatică, trebuie să ne gândim că ocupăm un loc la un caz care poate să necesite un tratament mult mai laborios și de specialitate. Am înțeles. Cum stăm în județul Hunedoara cu situația?
Da, apar cazuri. Vom vedea astăzi la ora 13 câte cazuri au fost pentru ziua de ieri. Au fost săptămâna trecută, miercuri, joi și 70 de cazuri, au fost și 50 de cazuri, au fost în weekend și mai puține. Vom vedea astăzi situația la zi. Dar ce vreau eu să accentuez este că pot să fie și mai multe și mai puțin. Există fluctuații. Important cei dinți de fierăstrău. Da. În exact. Grafic. Și pot să apară și focare fără discuție. Unde avem astăzi, de exemplu, focare? Sunt la anumite centre de bătrâni focare, sunt la anumite instituții, sunt la anumite firme private care fac industrie, sunt la anumite spitale. Dar gestionăm fiecare focare în parte, fiecare caz în parte, fiecare caz în parte are, eu știu, particularitatea lui și Direcția de Sănătate Publică și medicii, toată lumea este focusată pe aceste focare și încercăm să luăm toate măsurile, bineînțeles, cu anchetele epidemiologice, cu dezinfecție a spațiilor unde sunt aceste focare, cu reguli foarte stricte și chiar avem la Instituția Prefectului, colaborez foarte bine cu domnul doctor Puiu Repede, care este un bun epidemiolog și un mare specialist pe acest domeniu. L-am luat lângă mine pentru că vreau să iau informațiile de la oameni care se pricep până la urmă. Acolo unde este necesar și unde ni se solicită și urmărim îndeaproape fiecare focar, mergem, dăm consultanță din punct de vedere a circuitelor și a tot ceea ce înseamnă regulile stricte și clare de acces și de tangența persoanelor. Bun. Ce mi s-a părut interesant e că, de exemplu, în același oraș, o școală funcționează conform scenariului, nu știu, 2, alta conform scenariului 3. Cum e posibil lucrul ăsta? În funcție de ce sunt scenariile astea pe fiecare școală în parte? Acum avem trei tipuri de scenarii. Da, 1, 2 și 3. 1, 2 și 3, da. În funcție de rata de incidență la 1000 de locuitori. Până la 1% scenariul verde, până între 1 și 3% scenariul galben și peste 3 la 1000 este scenariul roșu. Păi nu, eu vă dau un exemplu. Nu mai spun numele orașului. Un orășel nu foarte mare, cu un liceu și două școli generale. La liceu copiii sunt împărțiți în două, jumate online, jumate în clasă. În schimb, la școlile generale copiii merg toți. Fiecare consiliu de administrație ia o decizie cum să-și organizeze activitatea, bineînțeles, cu vizarea Direcției Sănătate Publică și a Inspectoratului General Școlar al Județului Hunedoara. Nu este foarte complicat. Fiecare lucru și fiecare instituție și fiecare școală se ia în discuție separat. Și aici sunt mai mulți indicatori. Numărul de copii, spațiul care este adresat fiecărui copil din punct de vedere a cubajului, da, și a spațiului folosit al fiecărui copil în parte. Normal că la liceu sunt mult mai mulți copii, da? Spațiul este limitat. S-a luat decizia cu siguranță de a face jumătate-jumătate, ca să nu intre foarte mulți copii într-o clasă. De exemplu, una e să ai 30 de copii într-o clasă de 10 pe 10, sau alta e să ai 30 de copii într-o clasă de 20 pe 20, corect, ca și dimensiune, da? Cu siguranță la școlile primare au avut spații mai mari și au reușit, și copii mai puțini, și au reușit să-și gestioneze foarte bine aceste condiții de desfășurare a cursurilor. Domnule prefect, ați pronunțat un cuvânt, de fapt ați pronunțat numele unei instituții care este Inspectoratul Școlar. Dumneavoastră sunteți prefectul județului Hunedoara, tare curios în ce părere aveți despre lucrul ăsta, pentru că am și eu una, dar importantă este părerea dumneavoastră.
Eu vreau să vă întreb așa, ce rol mai au, domnul prefect, inspectoratele astea școlare? Adică, de ce le mai ține? Stați reprezentantul guvernului în teritoriu. Acum, structura deconcentratelor și reprezentanților Ministerului în teritoriu este o chestie care se decide în Parlament, se decide guvernamental și sunt oameni care pot să ia o decizie în acest sens. Noi doar suntem reprezentanții guvernului în teritoriu. Da, eu nu vreau să vă pun într-o postură delicată neapărat, dar trebuie să aveți o părere. Acum este normal să mă puneți într-o postură da. Că vă faceți meseria până exact. La urmă și accept adică, orice provocare. Să vă spun de ce vă întreb lucrul provocare. Ăsta. Ca să nu știți că sunt neapărat băia rău, că nu sunt. Eu nu le mai văd rostul. Consider că oricum școlile nu se mai subordonează, că nu se mai subordonează inspectoratelor școlare. De acolo vin da. Doar recomandări, tot felul de managementul chestii de genul ăsta. Educațional exact. Este responsabilitatea inspectoratului școlar către școli. Doar partea de administrare a școlilor este dată către unitățile administrative teritoriale. Vorbim de resurse, da? Nu știu, să aibă grijă să aibă lemne la țară, să încălzească, da. Să... Da. Banii oricum vin de la minister prin UAT-uri și se dau la profesor. Așa este. Autobuzul școlar trebuie să fie reparat de către primărie, da? Dar nu cred că un UAT-ul până la urmă poate să impună niște politici educaționale. Păi nu, le impune ministerul direct. Le impune direct, dar cineva trebuie să... Școlar. După părerea mea, că este bună, forma nu este bună, nu știu dacă pot eu să spun acest lucru, dar până la urmă managementul educațional trebuie cineva să-l coordoneze și la nivel de județ, pentru că sunt acei inspectori școlari pe fiecare materie în parte, de exemplu. Avem pe matematică, avem pe română, avem pe limbi străine, avem pe istorie, geografie și așa mai departe. Și cu toate astea avem și o grămadă de semeni analfabeti funcționali. Da, una este școala care am făcut-o noi, pe vremea noastră cu... Păi da, dar avem inspectori care inspectează. Da, aici... Bun, haideți că... Încercăm să... Da, sunt multe semne de întrebare, sunt lucruri care se pot... remedia și sunt e neapărat nevoie de care, o reformă în învățământ până la urmă. Cred că este nevoie de reformă peste în tot. Toată administrația și tot ceea ce înseamnă nivel guvernamental la, raportat la nivelul fiecărui județ în parte. Să revenim puțin cu permisiunea noastră la tema emisiunii respectiv măsuri de prevenire COVID-19. Ați declanșat câteva acțiuni, dacă nu mă înșel, în weekendul trecut ați fost într-un mare târg din județ, ce acolo, târg de mașini, dar mă rog, e și cu tot, e cu este de toate. Este un târg cu de toate, este târgul la Bălata, cred da. Că toată lumea știe din județul Hunedoara. Sunt câteva mii de oameni care frecventează în fiecare duminică acel târg. Unii doar să-și spele ochii, mă rog, a devenit o obișnuință, dar e foarte multă lume acolo. Este foarte multă lume acolo și am ținut ca prima mea acțiune din postura de prefect al județului Hunedoara să o fac în teren. Pentru că trebuie să simți pulsul, să vezi ce se întâmplă, dacă respectă oamenii, nu respectă, dacă autoritățile care sunt implicate în procesul acesta de control își fac treaba sau nu își fac treaba, dar să știți că am fost, chiar am discutat astăzi la ședința de la ora 10, unde a trebuit neapărat să ne întâlnim, să luăm o decizie din punct de vedere a planului de acțiuni pe următoarea perioadă, să vreau să spun că a fost plăcut, surprins din punct de vedere a faptului că lumea poartă mască. Peste 90 și ceva la sută din miile de oameni care au fost duminică la Bălata purtau măști. Nu era diferență într-o casă socială și alta, nu era diferență între oameni. Toată lumea, să știți, că purtau măști. Că îi mai atenționau poliția sau jandarmii să urce masca de pe gură puțin și pe nas, să o respecte clar.
dar și cei care vindeau lucruri second hand purtau masca, și cei care erau pe sistemul Horeca acolo, și cei care vindeau mașinile. Rolul instituției prefectului este nu să meargă prin instituțiile care le coordonează să dea amenzi. Departe gândul. Deci nu s-au dat amenzi. Bineînțeles că au fost două, trei amenzi unde chiar s-a impus. Am înțeles. Dar principiul general este cel de prevenție și de îndrumare și apoi să vină partea de control și de, eu știu, de măsuri coercitive luate punctual. Vreau, până la urmă, și am spus la multă lume, vreau prin măsurile care le facem să intre în subconștientul oamenilor, să intre în reflexul oamenilor, să gândească că este pentru ei luate toate aceste măsuri. Pentru sănătatea lor, pentru sănătatea copiilor, pentru sănătatea bunicilor care iau acasă. Pentru că dacă respectăm trei condiții foarte, foarte simple până la urmă. Să punem masca, să ne dezinfectăm pe mâini, să ne spălăm pe mâini și să păstrăm distanța. Sunt cele trei măsuri care nu poți să spui că nu se mai întâmplă infectare. Dar gradul de infectare și gradul de incidență scade foarte, foarte mult dacă respectăm regulile. La fel trebuie să gândim și când ne urcăm în autobuz, la fel trebuie să ne gândim și când mergem la mall, la fel trebuie să ne gândim și când intrăm în piața agroalimentară, care este un spațiu închis și în general. Problemele mari sunt în spații închise atunci când nu se respectă regulile, când nu se respectă acea distanțare și purtarea măștii, când stai mai mult de 15 minute și începi să îți amesteci gândurile, să zic așa. Da. Spuneți-mi, îmi spuneați ceva de o ședință pe care ați avut-o și că ați stabilit un plan de măsuri. Care ar fi acesta, dacă puteți să ne spuneți? Da, ieri la 10 am avut o ședință unde au fost prezenți cei care conduc Inspectoratul de Poliție, de Jandarmi, de Situații de Urgență, Protecția Consumatorilor, ITRSV-ul, Direcția de Sănătate Publică, Direcția de Sanitar Veterinară, Inspectoratul Școlar. În urma discuției de ieri, de la ora 10, la ora 1, am făcut un grup de lucru pe experții de la fiecare instituție în parte. Au creionat un plan, un draft de acord și de plan de acțiune și astăzi, la ora 10, am semnat acel plan. Plan care se bazează pe patru domenii destul de... care le-am considerat noi că sunt foarte, foarte importante. Și anume Horeca, și anume piețe, mall-uri, știu tot ceea ce înseamnă comerțul ăsta angro, partea de fabrici, industrie și așa mai departe, și partea de transport. Vorbim și transport local, vorbim și transport de convenție a firmelor care își duc muncitori. Așa. Vom avea echipe pe ore, pe zile și urmărim fiecare echipă în parte ca să meargă să facă controle. Chiar și la instituții vom face controle, pentru că și acolo sunt probleme și, în primul rând, când spuneți dăm, instituții, la ce vă referiți? De la prefectură, Consiliul Județean și până la ultima instituție din județul Hunedoara care deservește public cetățenii. Pentru că și acolo avem oameni care stau în comun în birouri, oameni care poartă mască sau nu poartă mască, oameni care au cubajul sau nu au cubajul necesar în birouri, oameni care trebuie să găsim soluții, să vedem. Lucrăm pe ore diferite, lucrăm și de acasă, lucrăm că este posibilitatea să faci și prestare de servicii online. Sunt multe cazuri și am bătut-o în cuie astăzi foarte clară, pentru că la un moment dat erau mai multe planuri, se suprapuneau, fiecare instituție își făcea planul lui și controla pe diferite segmente. Până la urmă, Instituția Prefectului este cea care asigură conducerea Comitetului Județean de Situații de Urgență. Suntem într-o situație de urgență, până la urmă,
aproape continuă și am ținut foarte mult ca acel plan să fie unitar și cu responsabilități clare pentru fiecare instituție implicată. Aveți până acum școli pe care le-ați închis? Cum sau care nu vorbim se impun, de închiderea școlii. Închis în sensul de... În sensul că nu se mai face față în față. Nu se mai face, da. Da, de exemplu, duminică seara am dat hotărâre de Comitet de Județean de Situații de Urgență la ora 9 seara, la ora 21. Unde cu aplicabilitate probabil de luni. De luni dimineață, cu aplicabilitate la liceul Traian Alescu la Hunedoara. Au fost 3 cazuri în clase diferite. Alescu ăsta care e cel de matematică fizică? Cel de informatică, așa. Da. Și este o procedură foarte clară acolo. Da. S-a făcut Consiliul de Administrație, s-a înaintat propunerea către Direcția de Sănătate Publică, s-a avizat de către Direcția de Sănătate Publică, s-a avizat de către Inspectoratul Școlar. Automat toate astea au venit către Comitetul Județean de Situații de Urgență. Am făcut online că avem un grup pentru problematica asta de situații de urgență. S-a votat acel plan și s-a trecut pe online liceul Traian Alescu de la Hunedoara. Mai sunt școli, vedem, urmărim săptămânal, urmărim zilnic, urmărim situația, că trebuie să știm. Avem până la 1%, avem între 1 și 3%, avem peste 3%. Deci, asta e pe partea școlară, de educație și mai avem pe partea cealaltă de Horeca și tot ce înseamnă. Acum vreau să spun că aici, pe lângă Horeca, mai avem și sălile de jocuri. Cazino sau... Cazino și tot ce îi. Astea s-au închis? Da, s-au închis acestea. Peste tot în județul Hunedoara? Nu, peste tot. Avem la ora asta, noi în fiecare luni luăm incidența pe 14 zile în urmă. Dacă pe 14 zile în urmă depășim 1,5 la 1000 locuitori cu grad de infecție, automat se dă... Și mai țineți minte pe unde le-ați închis prin județ? Sunt 37. 37 de localități. De localități, nu de OAT-uri vorbim. Aha. Deci pot să fie... Poate să fie un OAT care să aibă închisă o localitate. O localitate, doar nu tot OAT-ul. Da. Aha, am înțeles. Și asupra acestor măsuri se revine când? Se revine după o săptămână, când iarăși studiem incidența pe fiecare localitate în parte. Da. Dar e posibil o săptămână le închidem, o săptămână le deschidem? Că da, se poate întâmpla și lucrul ăsta. Acum, noi încercăm să gândim o formă de a studia fiecare localitate în parte, în formă și de particularitățile care sunt. Pentru că, de exemplu, ai un azil de bătrâni, da? Unde acolo există un focar, da? Se poate întâmpla. Oamenii sunt mulți ca și număr, stau la comun. Stau la comun, există personal care îngrijește. Exact, dar este un mediu închis, perfect controlabil și automat incidența asupra comunității nu este mare sau chiar nu poate fi mai deloc. Luăm și măsurile pentru personal, cu testare, cu toată lumea când intră, când iese, da? Atunci nu poți să închizi restaurantele din localitatea respectivă unde există această instituție, da? Lucrurile astea se iau cu cap, gândite, le analizăm fiecare caz în parte și îl luăm decizii. În prefectură ați avut cazuri? Nu. Din fericire. Din fericire n-am avut niciun caz. Și la vecini? Au fost... La vecini, că în Consiliul Județean. Da, au fost... Dar acolo a fost chiar un caz, chiar un caz de deces. Din păcate, chiar vreau să transmit și eu condoleanțe pe cu ocazia asta, că poate ne urmărește familia. Cu siguranță se uită la dumneavoastră. Și Dumnezeu să-l ierte. Se poate întâmpla... Eu văd multe cazuri și mi se transmite informație foarte, foarte multă și vreau să spun oamenilor și celor care cred în COVID și celor care nu cred. Hai să ne gândim la cei care sunt acum în ATI-uri și în spitale și în situații grave. Hai să ne gândim la
copiii noștri, hai să ne gândim la cadrele medicale, hai să ne gândim la bunicii noștri, la părinții noștri care sunt în vârstă și care inevitabil au și alte comorbidități. Nu este de joacă cu acest virus. Chiar nu este de joacă. Și am prieteni, am cunoștințe care au trecut și mai ușor, dar și mai greu prin acest fenomen. Da, de acord cu noastră, dar eu nu știu dacă românul a învățat ceva din chestia asta sau... pentru că mi-aduc aminte de începutul pandemiei în care, vai, lucrul ăsta ne va schimba foarte tare, vom învăța să... Uite, faptul că a mers la Bălata și lumea purta majoritatea mască... Acum a devenit o modă chestia asta cu masca, că i-am văzut pe unii purtând-o pe mână, așa toată lumea o poartă pe mână în loc de ceas. Bun, o poartă ca să nu ia amendă, o poartă... Uite, vă spun că în școli copiii s-au obișnuit mult mai repede decât noi adulții cu purtarea măștii. Eu știu copii care nu prea suportă, dar... Au avut, care au probleme, da, de, care respirație, au probleme de respirație și așa, și așa mai departe. Sau au plâns mulți. Nu aici vrem să ajung. Vrem să ajung la faptul dacă... Dumneavoastră credeți că românul a învățat ceva. Dacă credeți că românul a învățat să spele pe mâini. Că eram pe ultimul loc la un moment dat la consumul de săpun și de pastă de dinți pe în Europa. Dacă a învățat ceva din chestia asta. Rolul nostru e să îi educăm, să-i prevenim. Să-i educe mama și tata, nu instituția. Știți cum e? Educația pornește de la mama și tata, pornește de la din școală. Familie, da. Și până la urmă toți avem rolul, și dumneavoastră ca și mass media, până la urmă sunteți un factor care are o incidență majoră, pozitivă, la... transmite mai departe mesajul. De acord cu dumneavoastră. Și cred că este unul dintre cele mai importante canale prin care poate să ajungă informația automat și în timp real. Pentru că dacă depinde cum prezentăm lucrurile. Acum depinde de canal și de felul în care prezentăm lucrurile. Depinde. Și asta este foarte clar, dar... N-am inventat noi COVID-ul ăsta și nu suntem singura țară. De acord cu lucrul ăsta, dar vedeți, mulți sunt adepții a unei teorii a conspirației, care mi se pare mare prostie, dar mă rog, ba că nu există, ba că nu știu ce, dar culmea e că atunci când se îmbolnăvesc, și eu știu câteva cazuri chiar de primari sau, mă rog, de oameni politici care au fost bolnavi și am vorbit cu ei la telefon în momentul în care era bolnav și nu mi-a plăcut deloc ce am auzit. Da, și eu la fel. Am discutat cu câțiva chiar primari și cazuri de oameni politici. Știți cum e? E pe vorba aia. De până nu vezi, nu crezi. Sau până nu pățești, da, nu cam știi. Dar e important ca atunci când își dau seama, măcar să poată transmite mai departe că avem nevoie de a respecta anumite reguli. Ce le transmiteți cetățenilor județului Hunedoara din postura de prefect? În primul rând vreau să le transmit că la cameră trebuie să aibă mare, mare grijă. Trebuie să fie conștienți că pe subiectul acesta de infectare cu SARS-CoV-2, cu COVID-19, nu există cale de mijloc, ci există doar o singură cale, și anume de a respecta cu strictețe regulile care ni le spun specialiștii, regulile care ni le recomandă toate instituțiile statului, regulile care, până la urmă, trebuie să ținem cont și sunt reguli care trebuie respectate, nu numai o regulă, sunt reguli cumulate și vorbim de cea regulă de a purta mască atunci când intrăm în comunități și în spații închise, de a păstra distanța și de a avea o igienă cât mai corespunzătoare, în special a mâinilor, atunci când intrăm în incidență cu alte persoane. Nu este de joacă, sunt lucruri care s-au demonstrat, s-au văzut, s-au întâmplat. Și vă rog, credeți-mă că
nu spun doar din postura că neapărat trebuie să spunem acest lucru, ci vreau să spun și să transmit prin intermediul noastră că este bine să respectăm regulile care le-am discutat și care, până la urmă, le discută toată lumea. Nu este un subiect necunoscut, da, decât că la ora asta toată lumea din țara românească, de la cel mai mic copil și până la cel mai în vârstă adult, le-a auzit pe diferite canale, pe diferite discuții sau așa mai departe. Haideți, vă rog frumos, să respectăm regulile, să încercăm să fim cât mai corecți în respectarea acestora. Cum e cu înmatriculările, cu permisele, cu astea? Lucrurile se desfășoară normal? S-a restrâns activitatea? Se va restrânge? Deocamdată nu s-a restrâns activitatea, funcționăm normal, bineînțeles, cu respectarea acestor reguli de distanțare, în special și cu regulile de purtare a măștii și a dezinfecției. Chiar ieri am avut o discuție în ședința operativă că serviciul înmatriculări și permise este în subordinea instituției prefectului. Prima măsură am luat-o ca poliția locală DEVA să fie prezentă în permanent în timpul programului de la sediul instituției, ca oamenii să păstreze aceste reguli. Doi la mână. Am deschis acum o vreme și în Valea Jiului un birou pentru partea de înmatriculări. A fost undeva în sediul poliției. Acum am discutat cu domnul primar Tiberiu Iacovriții și ne-a dat un spațiu cât mai bun de desfășurare a activității, pentru că dorim ca oamenii să nu se mai deplaseze din Valea Jiului. Este și mare populație acolo. Vrem să venim în sprijinul dumnealor și să ne dăm mâna toate autoritățile să rezolvăm problema. Am o informare aici, de la noastră, de la prefectură, cu localitățile unde se restricționează sau se menține restricția. Vulcana, Ninoasa, Hațec Petrila, Bănița, Breta, Străiului, București, Câmpului Neag, Căstău, Chimindia, Cicmău, Câmp Adensuș, Fărcădin, Fornădie, Hărău, Jieț, Leșnic, Livadia, Mintia, Nălaț Vad, Nădăștia de Jos, Ohaba, Ostrov, Păclișa, Păuliș, Rechitova, Rișculița, dacă citesc eu bine, Săulești, Imeria Veche, Șoimuș, Țărățel, Țebea, Tăliucu Inferior, Valea de Braz și Izevoi. Probabil că aici e chestia cu Horeca, servitul pe da, interior la restaurante, pe terasele probabil că vorbim că sunt de restaurante și baruri, da. Da. Terasele nu intră. Din păcate, acum, suntem dacă în perioada... Dacă barul are o terasă, poate să funcționeze, sau cum? Da, dar nu pe interior. Dar nu pe interior, sigur. Da. Am înțeles. Domnule prefect, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă dorim mult succes și cât mai puține evenimentele plăcute. Eu vă mulțumesc și sper și cu altă ocazie să putem să discutăm, pentru că problematica județului Hunedoara este una foarte este vastă, foarte dar vastă am discutat despre ceea sunt ce... și alte domenii care... Până la urmă, sunt și țin de existența noastră ca indivizi. Sigur, dar acum am vorbit de ce doare pe toată lumea. Corect. Și de ce e de actualitate. Firește că și celelalte subiecte sunt de actualitate, dar despre asta într-o altă emisiune în care vă vom invita cu siguranță. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc succes și cât mai puține cazuri de COVID-19. Mulțumesc și toată stima, o zi bună și transmit salutări tuturor telespectatorilor noastre. Stimați telespectatori, prefectul județului Hunedoara, domnul Călin Petru Marian, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziune pe bune, numai bine!